pe piața unică europeană. Comisia a, Europeană astăzi. trebuie să aibă o reacție, așa cum trebuie să vedem o reacție în cadrul Consiliului Jai, poate chiar Consiliul European, nu putem accepta. Deci asta înseamnă că deja Uniunea Europeană a intrat într-o așa numită criză de vocație. Pentru ce am fost, pentru ce ne-am gândit să construim acest proiect european? Tocmai pentru a avea niște beneficii pentru cetățenii Uniunii Europene. Iată că nu suntem în stare să le apărăm. Avem niște imagini...